Dacă nu ar fi urcat pe scenă, probabil ar fi fost lăptar sau inginer. Vorbim despre celebrul Sting și de o istorie a muzicii mult mai săracă, fără Desert Rose sau Englishman in New York. Jurnaliștii de la The Guardian au scris recent despre povestea de viață a artistului și mai ales despre cel mai recent album. It's all there in the Gospels, the Magdalene girl comes to pay respects. Sting își celebrează viața pe scenă cu ultimul album, mai exact cu piesa Dead Man's Boots. Artistul englez spune că piesa este o paralelă a propriei sale vieți. De mic a vrut să fie un artist, dar visul nu a fost împărtășit și de părinții lui. My public moments. Tatăl său voia ca fiul să-i calce pe urme și să devină inginer sau lăptar, iar mama sa, care lucra la un coafor, era la fel de sceptică în privința carierei artistice a micului Gordon Matthew Thomas Sumner. Părinții mei nu au înțeles cu adevărat visele mele, credeau că sunt nebun pentru că am renunțat la un loc de muncă ce oferea o pensie, dar și securitate. Tatăl meu nu a înțeles până la sfârșitul zilelor sale ceea ce făceam eu. Prima dată cu The Police și apoi ca artist solo, Sting a reușit să ajungă în istoria muzicii, a vândut de-a lungul carierei peste 105 milioane de discuri și a câștigat 16 premii Grammy. Never remove you, babe. Never bow you, babe. Never smile you fake.